Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi, într-un cadru mai familiar al dânsului, este primarul sectorului 5, domnul Daniel Florea. Nu pot să vă spun bine ați venit la noi la PS News, dar bine am venit noi la dumneavoastră, domnul primar. Îmi pare bine că ați venit, vă mulțumesc frumos că sunteți interesați de lucrurile pe care le facem aici. Nu ne-am mai văzut de mult, avem aproape un an de zile, 10-11 luni, în perioada campaniei electorale, când sperați să câștigați primăria, iată acum vorbim din postura de primar. Așa că am să vă rog să facem foarte pe scurt un bilanț, să spunem așa, și să-mi numiți inclusiv cea mai importantă realizare pe care credeți că ați avut-o în cele 11 luni, sau aproape 11 luni. Cred că realizarea cea mai importantă este că am reușit să recâștigăm încrederea oamenilor în administrația locală, în administrație, în primăria sectorului 5. Cred că e lucrul cel mai important pe care am reușit să-l facem, pentru că oamenii sunt foarte aproape de noi și am reușit să transparentizăm total, spun eu, activitatea primăriei. La lucrul ăsta ne ajută și faptul că în următoarea perioadă, chiar de mâine, dăm drumul la 10 puncte de informare a cetățenilor unde vom avea reprezentanța primăriei și oameni care vor asigura relația directă a cetățeanului cu primăria aproape de locul în care oamenii locuiesc. Totul 10 puncte unde vom avea oameni de la asistență socială și oameni din aparatul de specialitate al primarului. Cred de asemenea că am reușit un lucru foarte bun și anume am făcut principii clare pe baza cărora funcționează primăria. Adică am făcut fișe de post, organigrame, regulament de organizare și funcționare, regulament de ordine interioară. Am reușit să redăm o structură suplă și eficientă primăriei. Era nevoie de toate astea, comparativ cu ce era înainte sau cu ce ați găsit? Era nevoie pentru că unele fie nu existau, fie erau... nu mai corespundeau cu organigrama pe care am găsit-o, deci erau mult mai vechi. Am reușit să aducem niște oameni, în urma concursurilor pe care le-am derulat, să facem niște oameni care vor să muncească, oameni de calitate și în acest moment cred că aparatul de specialitate din primărie chiar face lucruri bune și sunt oameni profesioniști care sunt dornici de muncă. Am înțeles. Acum, haideți să vorbim și despre lucrurile pe care nu le-ați reușit totuși de aproape un an de zile încoace. Numiți-mi unul, de exemplu, pe care n-ați reușit sau poate va ieși totul, nu? Da, lucrul care mă doare cel mai tare este faptul că nu am reușit să avem un contract de salubrizare la nivelul primăriei sectorului 5. Suntem singurul sector din București care nu are un contract de salubrizare cu o firmă și asta din cauza... De ani de zile era chestiunea asta. De ani de zile. Am demarat procedurile din august și încă n-am reușit să încheiem. O licitație. O licitație, da. Probleme de contestat, eu știu... Pus contestație în instanță. Sunt niște lucruri pe care abia aștept să le fac. Sper să reușim într-o perioadă relativ scurtă să încheiem un contract de salubrizare. A trebuit să începem procedura pe legea veche, între timp s-a modificat, nu apăruse normele la legea nouă, dar era necesar să strângem gunoi, era necesar, știam că va urma o iarnă grea și ați văzut că au fost ceva probleme. Am reușit să ne descurcăm cu ce avem aici, dar a fost foarte greu. Și astăzi, în ședința de Consiliu, la ora 15, avem un punct pe ordinea de zi să înființăm... O să cer Consiliului să fie de acord să înființăm o firmă de salubrizare a noastră și să facem salubrizarea noi. Pentru că dacă mai stăm de fiecare dată un an de zile până încheiem un contract, oamenilor n-ai cum să le spui că sunt probleme... Nu le-ai gunoiul, că nu... Contestații, nici nu interesează și e normal să nu intereseze. Oamenii trebuie să fie interesați, să fie curat, să nu fie un focar de infecție, să nu existe zone care să devină focar de infecție și pentru asta sunt dispus să facem un efort logistic considerabil numai pentru a putea să avem curățenie exemplară în sectorul 5. Numiți-mi foarte pe scurt și câteva proiecte de suflet pe care vi le doriți și le promiteți că urmând a fi implementate în sectorul 5 pe mandatul dumneavoastră, măcar pe acest mandat. Cu siguranță anul acesta vom demara construirea a 8 noi unități de învățământ, grădinițe și școli. Cu siguranță vom începe anveloparea la cel puțin 130 de blocuri. Cu siguranță, în acest moment suntem într-o perioadă în care discutăm ultimele detalii tehnice, cu siguranță vom face acel cartier pe antiaeriană. Sunt niște discuții destul de avansate
pentru că terenul e generos și permite să facem acolo un exemplu de cartier de afaceri și rezidențial. Dacă ar fi după mine, eu aș face propunerea, am niște discuții cu niște facultăți, n-aș vrea să detaliez acum, aș face campus universitar. Interesant. Și aș vrea, dacă s-ar putea, să atragem cât mai mulți investitori. În ultima vreme au venit mulți, dar atragem cât mai mulți investitori, pentru că în acest moment Bucureștiul nu se mai poate dezvolta decât în această parte. Și sunt convins că vom reuși să facem și în acea zonă, înspre Lăsărul de la Măgurele, o altă zonă rezidențială care să deservească și Lăsărul, dar mai ales oamenii din București care trebuie să aibă un loc unde să stea. De asemenea, suntem în discuții foarte avansate cu CFR și cu Ministerul Transporturilor să luăm acele zone de teren care acum nu mai sunt folosite, sunt niște linii ferate dezafectate, pentru că în felul acela vom putea să dublăm sau chiar să triplăm calea de rulaj, șoseaua. Vom face noi căi de acces în București și noi căi de acces către zonele pe care plănuim să le dezvoltăm. În următoarea perioadă, de asemenea, trebuie neapărat să facem o regenerare urbană a sectorului, dar integrată, nu privind numai cartierele cu unde locuiesc persoane defavorizate sau privind numai sectorul 5. Și ăsta e motivul pentru care am luat legătura cu cei de la Universitatea de Arhitectură, cu cei de la Primăria Generală, ca să punem la punct un plan integrat al sectorului, astfel încât dezvoltarea sectorului să dezervească bucureștenii multă vreme de acum încolo. Interesant. Ați făcut recent, s-a încheiat ieri un festival de muzică balcanică, Iacașa. De ce balcanică și nu altceva? Care a fost mesajul sau a cui a fost ideea să mergem pe zona balcanică și nu pe alt profil? Faptul că, știți că de-a lungul timpului noi ne-am cam ferit așa. Noi ne-am acuzat singuri pe noi de faptul că suntem balcanici sau că suntem, la un moment dat era o chestie că să fii naționalist e un lucru rău. A căpătat așa o nuanță peorativă și naționalist și balcanist. Deci să ne regăsim o identitate culturală. Cred că ar fi cazul să ne asumăm lucrul ăsta. Ați văzut cât de mulți oameni au fost. Au fost în cele 50 de festival mai mult de 100.000 de oameni prezenți acolo. Pentru mine, faptul că a fost prima oară este un motiv de, și că au fost atât de mulți oameni, un motiv de mare mândrie. Artiștii care au fost acolo sunt niște artiști recunoscuți, mai pe plan balcanic, dar și pe plan european și mondial. Părerea mea este că trebuie să dăm posibilitatea celor cu valoare din sectorul 5, din București, din România, să se manifeste pe o scenă care să le permită dezvoltarea învergurii pe care o. Părerea mea personală, sinceră, este că a fost o idee foarte bună a mea din primărie pe care am preluat-o, am dezvoltat-o împreună cu ei și sigur o vom continua. Ce le răspundeți celor care spun din exterior, dom'le, manifestări de tipul acesta pot fi bani aruncați când cu banii aia pot face pot altceva, nu știu, să construiești o parcare sau să faci? Care ar fi replica administrației? Replica este următoarea. N-am lăsat deloc deoparte lucrurile importante pe care le facem și v-am spus câteva dintre ele pe care le demarăm imediat. Dar cred că schimbarea imaginii sectorului și a capitalei României trebuie să pornească de la noi din interior și cred că lucrurile acestea bune pe care noi le avem în interior și pe care le arătăm celorlalți reprezintă primul pas și probabil cel mai important. E greu să vină să investească oameni care au impresia despre sectorul 5, de exemplu, că este caracterizată de Rahova și de Ferentari, uitând că avem și Opera Națională, și Facultatea de Drept, și Facultatea de Medicină, și Cotroceniu, și Parlamentul, și Spitalul Municipal, și sediul NATO, și sunt foarte multe. Casa Oamenilor de Știință, Ministerul Justiției, Ministerul Dezvoltării, toate sunt în sectorul 5. Izvorul, Parcul Izvor, Primăria Generală, Cismigiu, sunt niște locuri despre care toată lumea știe, dar când se referă la sectorul 5, nimeni nu se gândește la el. Vizualizează altceva, exact. Și cred că trebuie să
atragem atenția noastră asupra faptului că există un potențial liceu Gheorghe Lazar. Toată lumea știe de Colegiul Național Gheorghe Lazar și cât de important e și ce personalități au fost acolo și au învățat și ce oameni deosebiți a creat un asemenea liceu. Finalul interviului, spuneți-mi de problemele rămase restante, ca să spun așa, de pe vremea vechiului mandat. Una dintre ele este, de exemplu, anveloparea. S-au început lucrările și brusc s-au sistat. Sunt blocuri, inclusiv erau blocuri rămase pe jumătate, ridicol, adică o scară făcută și una nu. Ziceați la un moment dat, în perioada campaniei electorale, că este unul din proiectele pe care vreți să le finalizați. Ce se întâmplă în momentul ăsta? În acest moment avem finalizat documentația pentru 130 de blocuri. Urmează să licităm în perioada imediat următoare, în următoarele 10 zile maxim, să dăm drumul la licitație de proiectare și execuție. Ne-a întârziat puțin faptul că pe 27 decembrie a fost un guvern a modificat legea și a adăugat niște operațiuni noi, motiv pentru care noi, care începusem deja licitația, am avut o problemă, pentru că prețurile pe care noi le-am cerut deja nu mai corespundeau cu noua lege, că s-au mai adăugat 28 de operațiuni care ar fi ridicat costurile mai mult decât ce previzionam noi înainte. Normele au apărut pe 27 februarie, am încercat să vedem dacă reușim să licităm totuși, să menținem procedura de licitație. Specialiștii noștri au ajuns la concluzia că nu e cazul. Și atunci vom încerca să ne apropiem cât mai mult de prețul acela, dar respectând legislația în vigoare în acest moment. Ne arată înapoi lucrul ăsta cu vreo două luni, dar eu cred că cel mai târziu pe... N-aș vrea să dau un termen. Un scenariu pesimist mai bine. 15 iulie cel mai târziu pune primele schele pe blocuri. Am înțeles. Domnule primar, ultima întrebare, o să vă scot din aparatul administrativ al sectorului 5 și o să mă refer la, până la urmă, zona din care dumneavoastră proveniți, aceea magistraturii. Ultima întrebare e simplă. Cât de necesară credeți că este totuși o modificare a legii răspunderii magistraților în România pentru a remedia problemele existente în momentul de față? Și mă refer fix la răspunderea magistraților, nu la grațieri, nu la amnistii, nu la modificări de cod penal, la legea răspunderii magistraților. Cred că toți oamenii care nu își fac treaba conform normelor în care trebuie făcută treaba, trebuie să răspundă. Așa cum răspund medicii, că și medicii pot spune, păi dacă eu aș ști că are cineva ceva cu mine, dacă nu fac bine, n-aș putea să-mi fac meseria. Nu. Toată lumea trebuie să răspundă ca să-și facă treaba corect. Dacă nu ți-ai făcut-o corect și sunt motive imputabile ție, trebuie să răspunzi. Pentru că mulți se gândesc la chestiuni de natură penală. Dar gândiți-vă că sunt probleme de natură civilă. Dar sunt adopții, dar sunt încredințări de minori, sunt divorțuri, sunt probleme de între societăți comerciale, care reprezintă cam 90% din încărcătura instanțelor. Cineva trebuie să răspundă dacă un copil nu este încredințat părintelui care îl poate educa. Și din cauza asta se produc drame în familii. Cineva trebuie să răspundă dacă ai blocat activitatea unei firme în mod culpabil numai pentru că nu ți-a plăcut ție de avocatul respectiv sau te-ai gândit tu că... Și pentru lucruri de genul ăsta, da, magistrații trebuie să răspundă. Și cred că este necesară legea răspunderii magistrații. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și sper să ne revedem într-un format tot de genul acesta sau poate în studioul PC News pentru a vedea în ce măsură ceea ce ne spuneți acum legat de stadiul de proiect va fi materializat. Mulțumesc frumos, o zi bună!